Bună, dragii mei, vreau să ne reamintim de prăjitura copilăriei și anume coșulețe cu gem și delicioasa bezea cu nucă. O făceau mamele noastre pe vremuri și noi așteptam cu nerăbdare. Unde mai pui că lingeam castronul unde se pregătea bezeaua? Am găsit rețeta într-un caiet vechi de prăjituri. Hai să vedem cum se pregătește. În bolul unui mixer punem 500 grame făină, 5 gălbenușuri, 7 linguri zahăr, 4 linguri smântână, 250 grame untură, puțină sare, și o linguriță praf de copt. Mixăm până obținem un aluat nelipicios. Pregătim și delicioasa bezea din 5 albușuri, puțină sare, mixăm și o să adăugăm și 7 linguri de zahăr. Este gata. Adăugăm și 7 linguri de nucă măcinată și amestecăm. Așa arată aluatul. O să facem biluțe și o să punem în forme. O să mulez aluatul după formă cu degetul. Merge foarte ușor. Vă mai arăt un stil mai ușor. Am pus o folie deasupra la formă și deasupra iar punem altă formă goală și ia uitați cât de ușor se face. În mijloc punem gem, eu am aici gem de caise, o să pun gem de caise și de căpșuni. Să nu puneți mult gem pentru că o să dea pe delături.
Bezeaua o să o pun într-un poș. Și pun deasupra. Le dau la cuptorul încins la 180 de grade pentru 20 de minute. Le-am scos din cuptor. Le lăsați până se rumenesc bine. Le scot din formă. Uitați ce coșuleț frumos a ieșit. Miroase foarte bine nuca prăjită. Un deliciu! Fac și a doua tavă. Dacă nu aveți poș, uitați, puteți să puneți și cu lingura. V-am arătat și varianta aceasta. Se face și așa foarte ușor. Sunt gata, le dau cu zahăr pudră. Vreau să vă arăt ce se poate întâmpla dacă puneți foarte mult gem. Iese din formă și pe margine se lipește. Uitați, nu vrea să iasă deloc din formă. Am pus 2-3 ca să vedeți greșeala. Mă folosesc de un cuțit să văd dacă iese. Așa o să iasă, dar și așa foarte greu. Plus că forma se murdărește și trebuie spălată înainte de a pune a doua tavă. Uitați cât de bine a ieșit! Sunt extraordinare! Mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați că vă aștept și data viitoare tot aici, în bucătăria lui Madi. Pa, pa!